Dunărea este al doilea fluviu ca lungime din Europa, după Volga. Izvorăște din munții Pădurea Neagră, Germania, sub forma a două râiuri numite Briga și Breg, ce de sub vârful Candel, 1241 de metri, și se unesc în orașul Donau-Eschingen, altitudine 678 de metri, la ca un kilometru est de castelul Furstenberg. Numele german al fluviului este Donau, pronunțat Donau. Dunărea curge către sud-est, pe o distanță de 2850 km1, până la Marea Neagră. La vărsarea fluviului în Marea Neagră s-a format delta Dunării. Dunărea este un important drum fluvial internațional, curgând prin 10 țări, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și are afluenți din alte șapte țări. Trece prin patru capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 de kilometri pătrați, care reprezintă 8% din teritoriul Europei, aici trăind 10% dintre europeni. Rețeaua hidrografică a bazinului Dunărean este alcătuită din aproximativ 120 râiuri râuri importante. Cel mai lung este Tisa, 965 de kilometri 2. Afluentul cu debitul cel mai mare este Sava, iar afluentul cu cel mai mare bazin hidrografic este tot Tisa. Doi afluenți importanți au același nume, râul Morava din Slovacia și râul Morava din Serbia. Anual Dunărea transportă circa 60 de milioane de tone de aluviuni și 200 de miliarde de apă. De-a lungul sutelor de ani, fluviul Dunăre a fost o sursă de inspirație pentru mulți artiști, de la poeți, la pictori sau compozitori. Dar, de departe, cea mai cunoscută creație este Dunărea Albastră undersconen Blauen Donau, un vals vienesc creat de neamțul Johann Strauss. Primul pod peste Dunăre a fost construit de Apolodor din Damasc. Construcția a fost gata în doi ani și a avut un rol decisiv în cucerirea Daciei de către romani. În anul 1991, Delta Dunării, a două ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene, a intrat în patrimoniul UNESCO. În topul râiurilor la nivel mondial ca debit, Dunărea ocupă poziția a 28 -a. aceasta are un debit mediu de 6500 mese. Pentru că Volga străbate doar Rusia, Dunărea este cel mai lung fluviu din Uniunea Europeană. Pe teritoriul României, Dunărea are peste 70 de afluenți. Dunărea apare și în catenele faimosului Nostradamus. În Dunăre și Erhin va veni să bei Camila cea mare, și nu e pocaință, ronul va tremura mai tare decât Valea Loarei, și în apropiere de Alpi, cocosul îi va ruina, nota în urmă cu mai bine de 500 de ani celebrul Nostradamus. Nu multă lume știe, însă Dunărea este singurul fluviu din Europa care curge de la vest la est apare un debit mediu de peste 7.250 m3 pe secundă, fiind pe poziția 28 în lume la acest capitol. Dunărea parcurge aproximativ 3.000 de kilometri, de la locul de unde izvorăște până în Marea Neagră, unde se revarsă prin trei brațe importante, Chilia, Sulina și Sefe Gorghe.